Una din întâmplări? Te rog. Eram, avea meci, începuse play-off-ul, că era primul an cu play-off, cred, în Liga a doua, și avea meci cu Berceniu acasă. Sau cu, nu, ultima etapă din regular. Era ultima etapă din regular și jucam după masa. Și băgam echipa în cantonament, dau un exemplu, nu mai știu, se juca sâmbătă, am băgat vineri echipa în cantonament, la ProRapid. Exista ProRapidul, bă, da, bă, da, bă, da, 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 da. Era în, ușor în degradare, dar era ok. Adică puteai să-ți faci treaba. Și am... eu stăteam la etajul... Nu, restaurantul jos, etajul cu jucătorii și cu antrenorii deasupra. La ora 9 era micul dejun și mi-aduc aminte, erau foarte multe discuții că nu sunt bani. La un moment dat n-am mai putut și le-am zis, bă, care convine pleacă, care nu, asta e situația, jucăm cu ce avem. Pentru că deja înțelegeam și nu era foarte greu să mai țin motivat. Și au un scandal de sus, eram sus, coboram, mă pregăteam să cobor la masă, era ora 9 dimineața, micul dejun. Scandal, certuri, cobor, deschid ușa. Na, erau jucători, era Trandu, era Popa, spaniolii care erau, Radu Lefter era antrenor de portari, Mihai Ianovski, secund și cu Mițe, cu Iosif. Când intru și încep să zic, băi, ce se întâmplă aici? Iară scandal. Bă, nu vă conveniți, plecați. Și vine Radu Lefter la mine și mă pun la masă. Bă, care nu-i convine, plecați, mă. Din momentul ăsta, gata, nu mai suport. Și vine Radu Lefter și zice, mister, nu avem mâncare. Eu cu Boris și nu era mâncare la micul dejun. Și mă întorc, mă uit pe bufet, eram niște felii de șuncă, cașcaval, dar nu ajungeau. Și zic, băi, dar voi nu le-ați zis că masa e la ora 10? Eu. Da. A, ora 10. Bă, băi, mergeți, mă, că la ora 10 e masă. Și m-am între dus, timp basocul ăsta. M-am dus cu Ianovski. S-a dus Ianovski în piață. Lucrurile sunt reale. Iosif s-a dus să cumpere ouă și îmi dădeam drumul la cuptoare, că nici bucătărețile nu mai vreau să lucreze, pentru că erau neplătite. A fost spectaculos. Aia a fost un moment pentru mine, mi s-au muia picioarele la masă. Ai fost inspirat, că ai zis, dă-mă, nu la 9, la 10, ca să ai timp să cumpere. Eram obligat să fiu inspirat, neodit. Eram obligat să fiu. Bine că am reușit să o scot. La ora 10 s-a mâncat și aia a fost. Asta a fost multe momente cu Rapidul. Da. Și apoi a intrat în faliment. Mițe, Iosif, ce era pe vremea aia? Secund, eu l-am luat primul. Tu l-ai luat secund. Băia bun? Foarte bun. Sufletist, rapidist. Bolnav. Un rapidist bolnav. Cum de fapt sunt foarte mulți rapidiști. Asta face diferența între rapidiști, dinamobiliști și steliști. La Rapid e pasiune pură. La Rapid, prietenii cei mai buni, unul cu Steaua, unul cu Rapidul, la meci să iau la bătaie. După meci, asta. Da.